Vă salutăm, suntem Angela și Valentin Gherghe. În seara aceasta vom încerca să vă inspirăm cu câteva idei. Eu o să vă spun trei vis-a-vis de cum nu se fac lucrurile, cum ar fi bine să nu fie făcute lucrurile. Sunt ideile noastre, nu e neapărat musai să le urmați. Iar Angela o să vă spun niște idei vis-a-vis de cum ar fi bine să faceți lucrurile, cel puțin cum le facem noi în ultima vreme, în ultima perioadă. Un pic despre mine. După ceva lucru în centrală nucleară ca și traducător. Am încercat mai multe joburi, printre care și a fi în radio și în total, dacă le-aș aduna, cred că sunt undeva între 10 și 20 de joburi pe care le-am avut. Însă, cumva m-am regăsit în a face o activitate care să-mi dea libertatea de a face cam ce-mi doresc în viață. Am rămas în Forever de 13 ani, chiar am avut o revelație cu Angela zilele acestea că zic, uite ce înseamnă să poți să mergi unde vrei tu, când vrei tu, dacă vrei să mai rămâi încă 5 zile într-o excursie, mai rămâi încă 5 zile, să nu fie nimeni socoteala, să nu fie cuiva de dat socoteală. Este extraordinar sentimentul și vi-l recomand să-l gustați cu toții. Trecem direct la acțiune. O să vă spunem, eu o să vă spun 3 idei. Prima care îmi vine în minte este să fii autentic. Și la ce mă refer cu a fi autentic? Ca să poți să fii distins de gălăgia din marketing care este la ora actuală, ca să poți să fii înțeles așa cum îți dorești, trebuie să fii autentic. În trecut, oamenii erau forțați să asculte o reclamă radio, o reclamă TV, pentru că sursele de inspirație erau atunci doar atât. Două, trei canale TV, câteva reviste, ele emiteau părerile care erau luate de bune. Și oamenii erau inspirați de media, de mass media. Apoi a venit era internetului care a spus, stai puțin, lucrurile stau altfel, TV-ul și ceilalți un pic cam înfloresc, iată, adevărul adevărat este aici, sursa este aici, o găsește aici. Apoi a venit valul de dezvoltare personală, da? În care au apărut trainer, coach, mulți speaker și numiți cum vreți, au spus, nu, 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 nu. Tu, de fapt, trebuie să fii așa, așa, așa și așa, în ordinea asta. Iar tu, fără să te dai seama, încerci să devii o imagine perfectă care e formată din așteptările celorlalți. Na, și dacă și toți ceilalți încearcă să fie precum se așteaptă ceilalți din jurul lor, atunci unde mai e originalul? Și ajungând acum în 2018, ușor, ușor oamenii au început să vadă printre rânduri, începând de la cei care au absolvit cu brio doar grădinița, până la cei cu 7 facultăți mentale. Așa că atunci când tu începi să fii extraordinar de entuziast și îi spui celor din fața ta că vin în afacerea fără, fără, vino pentru că aici scap de probleme, scap de șef, scap de muncă, s-ar putea ca cei din fața ta să nu te mai asculte din secunda 2, să dea pulticos din cap, da? Și tu să ai impresia că ai făcut o prezentare excelentă. Numai că probabil că doar îți va da mâna la final și atât. Așa că dacă rezultatele de acum nu te mulțumesc, încearcă să te arăți așa cum ești tu, autentic. Cu probleme cu care te întâlnești în zi de zi, cu care probabil că se întâlnește și el. Dar să se vadă în tine speranța aia de a trece peste ele și sper că o ai. Astfel tu vei deveni pentru el un far în negura asta a miilor de reclame care te covârșesc din toate părțile. Fii tu autentic cu mașina pe care o ai, pentru că să nu crezi că nu poți fi un exemplu decât dacă vei coborî dintr-o mașină de 30.000 de euro. La o întâlnire importantă în Forever, țin minte că am parcat cu Angela cam la jumătate de kilometru mai încolo de unde parcaseră toți. Am văzut ce mașini au și eu n-am putut să parchez acolo. Aveam o Dacia 1310 și mă gândeam că nu pot fi cu acea mașină un exemplu. Peste ceva timp am văzut pe stradă o mașină pe care era inscripționat, nu e BMW, dar e achitată integral. Așa că fii tu pur și simplu cu casa pe care o ai, fii ea o garsonieră, să nu-ți fie rușine să inviți pe cineva în ea la o prezentare. Fii tu însă cu haina ta, nu e nevoie să se vadă eticheta ca să se înțeleagă imediat cam ce bonus ai tu. Fii așa cum ești, pentru că o să fii cel mai credibil în felul autentic în care poți fi. O să ai șansele cele mai mari ca ce spui să prindă aripi spre sufletul celui din fața ta. În concluzie, autenticitatea o să ducă marketingul mult mai departe decât orice altă tehnică. O să vedeți. No. Asta e ideea numărul 1. Ideea numărul 2 este să rămâi modest. În nu mai știu ce an am fost într-o lună pe locul 3 în top 20 puncte totale. Nu am fost noi așa de buni. Probabil că în luna aia alți 16 au fost un pic mai leneși, s-au relaxat așa un pic. Dar
În acea lună, țin minte că mi-a venit așa un gând, suntem destul de buni. Și știi, creierul cumva s-a concentrat pe destul de. No, orice calificare, orice premiere, orice reușită aduce ideea asta de destul de, care înseamnă îndeajuns, înseamnă suficient. Și ce faci când umpli un pahar suficient? Te oprești. Nu mai umpli. Așa că oamenii nu vor să vadă cât de bun ești tu, ce de top ești, ce de diamant ești, cum strălucește insigna ta, ci vor să vadă cât de buni pot fi ei, cât de în top pot să ajungă ei, cum ar putea să strălucească insignele lor cu ajutorul tău. Rămâi modest, fă-i pe ei să vadă cât de puternici sunt. În fond, orice om care este acum puternic, orice om care este acum diamant, a fost odată un pesimist pierdut pe râul care îl ducea spre depresie. Cum mi se pare? E sau nu așa? Cine credeți că se simte acum, pe 26 aprilie 2018, vindecat total de pesimism? Cine se simte vindecat total de depresie? Și asta e ideea numărul 3, provocarea secolului 21, depresia, care poate fi combătută cum? În primul rând, hai să definim așa un pic ce este depresia, printr-o singură propoziție. Eu simt că depresia e când cineva ți-a băgat în cap că trebuie să fie așa, 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 trebuie să fii atât de, atât de, atât de. Și tu, când te gândești la aceste standarde, simți că ești deficitar, deficitar, deficitar în această ordine. Și atunci intri în depresie. Na, orice om care ține cont de pasul 1 și pasul 2, nu va ajunge niciodată în depresie. Care erau pasul 1 și pasul 2? Fii autentic și fii modest. No, astea sunt cele trei idei pe care vreau să vi le digerați mai mult în seara aceasta sau când le ascultați materialul. Și dacă v-au folosit, sper să le împărtășiți și altora. Acum o las pe Angela să vă spună cum facem noi în ultima vreme lucrurile în afacerea asta. Îi predau microfonul. Ți-am predat microfonul. Dă-mi voie să ți-l predau așa, tocmai bun aici. Bună seara, vă spun și eu. Este centuna pe Sper să că arăți. nu mă lasă soțul cu două, deci facem ascultare. Ok, pentru cei care nu mă cunoașteți, Angela Gherghe sunt. De profesie sunt economist, sunt și nutriționist în ultima perioadă. Ce nu mi-a plăcut ca și funcționar bancar, ca și angajat în domeniul bancar, deci undeva în anul 2003-2004 lucram în bancă, era faptul că nu eram stăpână pe timpul meu. Pur și simplu, șefa mea îmi spunea când să vin la muncă și culmea și când să plec. Chiar dacă programul era altul pe ușă, eu trebuia să respect ceea ce îmi spunea ea și nu era deloc convenabil pentru mine. Și îmi puneam problema atunci când voi avea copii, cum va fi, pentru că vremea respectivă nu aveam copii. Și atunci am dat o șansă afacerii Forever. Simțeam că este mine, îmi doream foarte mult să fac lucrul acesta. Și într-adevăr, din anul 2005, lucrăm doar în Forever. Pot să spun că facem full-time Forever. Este o reușită chiar, chiar foarte mare și într-adevăr am avut această revelație. Acum, ce vrem noi în seara aceasta să vă spunem, și mi-am notat aici, am o listuță, o să prezint doar câteva idei, ce facem noi diferit în ultima perioadă. Într-adevăr, a fost o perioadă de o ușoară relaxare, de pauză. De ce? A apărut cel de-al doilea copil, fetița mea Maria, acum are 4 anișori, și a fost o perioadă în care, neavând niciun ajutor, nici de la bunici, pentru că sunt departe, decât foarte rar, deci o dată pe lună sau o dată pe an, nu este suficient ca să poți să faci afacerea așa cum ți-o dorești tu, mi-a fost foarte greu să accept, sincer, vă mărturisesc, că nu mai sunt atât de activă profesional. Dar m-am dedicat meseriei de mamă și o meserie plăcută, dar venea și frustrarea că vreau să fac forever. Dar timpul trece. Timpul trece și dacă acceptăm această perioadă în care nu putem face atât cât am vrea, apare și momentul în care putem să facem. Și din clipa în care din septembrie copilul nostru a intrat la grădiniță, am și eu 3-4 ore pe zi în care sunt liberă și pot să gândesc. Și haideți să vă spun ce am făcut eu diferit. Dacă lucrurile acestea vă ajută, puneți-le în practică, dar la început vă rog foarte mult să vă consultați cu sponsorul dumneavoastră, să-l întrebați dacă este ok să faceți și dumneavoastră ceea ce vă spun eu acum. Pentru mine a funcționat, dacă va funcționa și pentru dumneavoastră, o să fiu foarte fericită că le-ați pus în practică. Primul lucru pe care l-am făcut, mă uit pe hârtie aici ca nu cumva să le uit, am reînceput să învăț, am reînceput să mă instruiesc eu. De ce? Instruirea este combustibilul afacerii noastre. Fără instruire nu putem să mergem mai departe. Dacă nu te instruiești, știți cum este? E ca și cum ați avea un Ferrari în fața casei dumneavoastră și nu-i puneți nici benzină, nici motorină. Va pleca mașina din fața casei? Nu.
Degeaba aveți un Ferrari. Degeaba aveți un Ferrari. Așa este și în afacerea noastră. Dacă nu ne instruim, dacă nu ne pregătim, nu mergem mai departe. Ca să putem trece la următorul nivel, avem nevoie de această instruire. Și se mai întâmplă un lucru pe care eu l-am descoperit. Pe măsură ce te instruiești zilnic, 15 minute, 20 de minute, atâta timp cât îți permite ție activitatea de zi cu zi, descoperi modalități noi prin care tu poți să fii mai bun. Descoperi modalități noi prin care poți să-i ajuți pe partenerii tăi. Și se mai întâmplă un lucru. Vreau să vă imaginați că faceți un grătar în curtea casei dumneavoastră, casa dumneavoastră de vis. Și în clipa în care faceți grătarul, mirosul acelui grătar, așa e că ajunge la câțiva vecini, începe să se simtă în aer, dar voi nu i-ați anunțat că faceți grătar, doar a ajuns mirosul la ei. Ei, fix același lucru se va întâmpla și cu afacerea Forever. În clipa care dumneavoastră vă instruiți, mirosul instruirii dumneavoastră va ajunge la partenere din echipă. Și ghiciți ce? O să înceapă și ei să se instruiască. Pentru că o să vadă că voi veniți cu o idee nouă, o să vadă că știți să tratați foarte bine o obiecție, fix una nouă care a apărut atunci, și vor avea urechile ciulite și o să înceapă și ei să meargă acasă să studieze sau o să vă întrebe de unde ai venit cu acea idee. Așa că dați dumneavoastră startul. Dând dumneavoastră startul, începe și echipa dumneavoastră să facă fix același lucru. A doua idee. Am început să acționez masiv. Astea sunt lucrurile diferite pe care le-am făcut. Ce înseamnă lucrul acesta? Pur și simplu, mi-am propus să spun tuturor cu ce mă ocup. Mi-am propus să le spun tuturor de Forever. Sunt conștientă că nu toți sunt pentru Forever, dar toți pot să consume produsele Forever. Și ghiciți ce? Dacă eu nu le spun de Forever, o va face altcineva și nu prea îmi convine să consume produsele prin altcineva. Nici dumneavoastră nu cred că vă convine lucrul acesta. Și ce este foarte important, în clipa în care noi începem să acționăm, o să acționeze și echipa. Și o să se întâmple un lucru foarte miraculos. Și mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani de zile am avut o discuție cu domnul Aurel Meșter și îi mulțumesc foarte mult, deci vă salut și vă mulțumesc mult de tot. L-am întrebat, zic, domnul Aurel, ce să fac cu echipa asta că nu lucrează, nu se mișcă, stă pe loc? Și domnul Aurel Meșter mi-a răspuns printr-o întrebare și m-a întrebat așa. Dacă fiecare om din echipa ta ar face în fiecare zi ce faci tu, ar fi bine? Vă spun sincer că în momentul ăla m-am speriat și am zis, ups, nu prea aș vrea să facă toți oamenii în echipa mea ce fac eu. De ce? Pentru că eu făceam foarte puțin. Și atunci a fost un foarte mare semnal de alarmă și am conștientizat că eu dau tonul în echipă. Acum, dacă mă întrebați același lucru, știți ce am să vă răspund? Da, vreau ca toți oamenii din echipa mea să facă în fiecare zi ce fac eu. Pentru că acum știu ce fac. Și dacă ar face tot ce fac eu, rezultatele ar fi miraculoase. Da? Nu uitați, acțiunea va face diferența. Al treilea lucru pe care l-am făcut diferit a fost acela să nu mai stau după echipa veche. După echipa veche prăfuită, foarte prăfuită. Decât să lucrez cu un leu mort și să încerc să-l resuscitez, mai bine lucrez cu un cățeluș viu. Da, știu, e doar un cățeluș, dar e viu. Latră, mușcă, face ceva, face prezentări, este viu. Și dacă este viu, am cu cine să lucrez. Și e un lucru fantastic în Forever. Cățelușul acela viu poate să devină un leu fioros și să facă chairman's bonus. Doar în Forever se poate întâmpla lucrul acesta, în lumea reală nu. Și vă spun sigur, pentru că am avut oameni care erau doar cățeluși și care acum sunt lideri adevărați. Da? Așa că eu asta am început să fac. Dar nu încerc să mai trag de oameni. Afacerea ta, cel care ești acum în acest webinar, nu poate să crească dacă tu tragi de oameni. Dacă el nu vrea, poți să stai tu să te rogi și să pui bilet la loto, nu va funcționa. Așa că căutați oameni noi cu care să lucrați. Și oamenii vechi au două șanse. Unu, să reapucă de treabă, că vă văd că dumneavoastră faceți ceva, sau doi, rămân în continuare moscă cum erau morți. Da? Nu pierdeți nimic, stați liniștiți. A patra direcție diferită pe care am făcut-o, am început să fiu mai fermă. Nu le mai scap în cornițele. Adică, ce înseamnă această fermitate? Înseamnă un lucru foarte, foarte clar. Pur și simplu, dacă ai spus că faci lista de nume în 5 zile, păi o faci în 5 zile. Dacă ai spus că vii la o întâlnire, păi vii la acea întâlnire. Ok, te iert odată, te iert de două ori. Te înțeleg, poți să fie situații care nu depind de tine. Dar a treia oară deja trec peste pentru că înseamnă că nu ești pregătit.
și nu am timp pentru tine dacă tu nu ai timp pentru tine. Adică vreau să te ajut, dar dacă tot timpul vii cu scuze, n-am cum. Și atunci sunt fermă. Și fermitatea, cel mai bine, o poți aplica cu oamenii noi. De ce? Pentru că ei te văd pe tine exact așa cum ești tu și cum lași tu să te perceapă. Dacă tu îi spui, domnule, lucrez cu tine 3 luni, în 3 luni trebuie să înveți, păi știe că în 3 luni trebuie să învețe. Dacă tu îi spui, da, dragul meu, o să fiu lângă tine și o să te ajut și o să fac tot în locul tău, nu se întâmplă absolut nimic. Da? Și o să aștepte tot timpul. Am așa persoane care și acum așteaptă la nivel de supervisor să fiu lângă ei și să fac lugu-lugu. Nu se poate, nu avem timp. Forever este o afacere și dacă o tratăm ca pe o afacere, ne tratează și ea ca pe niște oameni de afacere. A cincea direcție. Am început să fac Beauty Day. Și pentru oamenii noi, să știți că este foarte ușor pentru ei să aducă oamenii la Beauty Day, le este mai ușor, mai comod și oamenii se simt relaxați. De ce? Ce înseamnă un Beauty Day? Înseamnă o zi în care facem un răsfăț al tenului, o zi în care facem testare de produse de îngrijire și de igienă personală și o zi în care vorbim foarte degajat de produse, într-un cadru intim, chiar și la depozit, într-un colț, stăm acolo câteva persoane. Și oamenii se simt bine, își spun propriile experiențe, cei care sunt mai vechi, și le crește așa și entuziasmul, văd că oamenii sunt încântați de produse. Și această idee de Beauty Day mi-a venit de la familia Botiș și doamna Ghizi, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați susținut și pentru sfaturi și pentru încurajare și pentru încredere. Deci toate aceste idei mi le-a dat doamna Ghizi și mulțumesc foarte mult. Așa că fiți semnul de ok. Fiți printre oamenii care vă pot da idei, nu printre cei care vă spun că nu se poate, da? Și vă dau o idee, mi-a venit așa pe măsură ce am început să fac Beauty Day-uri, cum puteți să deschideți subiectul pentru un Beauty Day? Cum să invitați o persoană la un Beauty Day? Eu am o întrebare care funcționează 99% din cază. Și întrebarea este în felul următor. Când ai fost ultima oară răsfățată? Și omul stă și se gândește, păi nici nu mai știu de când n-am mai fost răsfățată. Ei bine, eu vreau să te răsfăț. Dar cum? Despre ce e vorba? Și de momentul respectiv l-ai și câștigat și va veni cam 99% vine la Beauty Day. O să fie 2 cârcotași, dar acceptă că sunt și cârcotași, da? Dacă credeți că funcționează sau ar putea să funcționeze, începe să testați și dumneavoastră lucrul acesta. A șasea idee diferită pe care eu am făcut-o este faptul că noi toți managerii din Constanța ne-am unit și facem împreună acea prezentare de afacere. Mie mi se pare că această alianță între noi este foarte benefică și simt că ne ajută să creștem împreună. Și ce simt cel mai mult în această alianță este că a dispărut spiritul de competiție și se încurajează spiritul de colaborare. Adică cum să te ajut și pe tine, cum să devii și tu mai bun și ce este foarte frumos este că după fiecare prezentare toți managerii ne adunăm și facem un fel de feedback să vedem ce a fost bine și ce putem să mai schimbăm sau să putem să mai îmbunătățim. Și mie îmi place lucrul acesta și văd că majoritatea managerilor sunt încântați de această uniune a noastră. Deci mie îmi place și sunt pro. Iar aceste întâlniri m-au provocat să fiu mai bună. M-au provocat ca înainte de fiecare prezentare, că sunt de câte 4 manageri pe prezentare, să fiu mai atentă, să studiez un pic, să mă pregătesc ca să pot să dau cei mai buni din mine, indiferent că am eu oameni sau au ei oameni. Da? Și asta este un lucru foarte bun. A șaptea direcție, mi-am propus să învăț de la toți oamenii din Forever, indiferent de nivelul pe care l-au. Și poți să începi să înveți de la oameni în clipa în care îți deschizi ochii și începi să-i vezi. E foarte important lucrul acesta. Haideți să vă dau un exemplu. De la Monichele, sponsora mea de suflet și sponsora mea reală, da, de suflet, pentru că este o doamnă minunată, te salut, Moni. Am învățat ce înseamnă empatia și acceptarea oamenilor așa cum sunt. Este o persoană fantastică și cei care o cunoașteți este plină de entuziasm. De la familia Costiță, Monica și Marian, am învățat foarte mult entuziasmul. Sunt molipsitor, deci când sunt în preajma voastră, parcă se aprinde un bec așa în mine și simt că trebuie să fac și eu ce faceți voi. De la doamna Nina Ciuchea am învățat planificarea. Am învățat cum să ies din impas și mulțumesc, Nina, că m-ai scos într-un moment în care, cred că eram în depresie, sigur, eram în depresie în momentul respectiv. De la doamna Mirela Popescu am învățat ce înseamnă colaborarea. Iar de la prietena și partenera mea, Comănițăra Luca,
am învățat ce înseamnă prietenia și am învățat ce înseamnă devotamentul și îți mulțumesc, Raluca, pentru lucrul acesta. Este un om din echipa mea foarte puternic și să știți că de la fiecare om avem ce învăța, dar repet, cu o condiție, să fim dispuși să învățăm. În clipa în care nu mai suntem învățabili, în clipa în care eu le știu pe toate, gata, deci eu am învățat tot, sunt manager pentru ce mă mai instruiesc, sunt destul de bun, aoleu, sunt în top, sunt cineva, atunci s-a rupt filmul. Pentru că sunt două variante, ori crești, ori te duci în jos, stagnare nu există, da? Sunt nicio formă. Și eu vreau să fiu deschisă să învăț. Într-adevăr, de la anumite persoane am învățat ce să nu fac, dar de la majoritatea am învățat ce să fac. Și iau pentru mine ce mi se potrivește. E posibil ca pentru dumneavoastră să nu vi se potrivească tot ce v-am spus eu. Să vi se potrivească una sau două idei. Luați exact ceea ce vi se potrivește, dar neapărat discutați cu sponsorul dumneavoastră. Și în final, vreau să vă provoc pe toți cei care sunteți în Forever, care simțiți Forever, care trăiți Forever, vă provoc să vă dăruiți pe dumneavoastră celor din jur. Pur și simplu, când vă întâlniți cu omul din fața dumneavoastră, să nu mai conteze dacă se înscrie, să nu mai conteze dacă vă face comandă, să nu mai conteze dacă se califică, da? Dacă vă calificați de fapt dumneavoastră, să conteze omul, să vă dăruiți exact așa cum sunteți dumneavoastră, autentici, cu tot ce aveți dumneavoastră, fără mască. Măștile nu sunt bune, vând pe moment, dar după aia distrug și toată relația pe care o aveți cu omul respectiv. Așa că încercați să fiți dumneavoastră din toate punctele de vedere. Fiți cea mai bună variantă a dumneavoastră. Și nu contează unde sunteți acum. Dacă sunteți doar asistent supervisor sau poate sunteți un supervisor care sunteți în perioada de platou și ați făcut doar două puncte luna aceasta. Nu contează. Contează ce vrei să faci. Trezește-te! Trezește-te și ridică-te acum! Poți să lucrezi doar o oră pe zi, lucrează doar o oră pe zi, nu-ți plânge de milă că faci doar o oră pe zi cum îmi plângeam eu de milă. Au, doar o oră, e prea puțin. Fă-o! Acceptă că poți să lucrezi doar o oră. Poți să lucrezi două ore, acceptă că poți să lucrezi doar două ore pe zi în Forever, dar fă acele două ore, cele mai minunate ore din viața ta. Dacă îți plac produsele Forever, dacă îți place afacerea Forever, nu sta pe scaun. Nu lăsa pe vecinul tău să ia produse de la altcineva. Spune-i tu de Forever. Vei fi surprins că oamenii au nevoie de aceste produse. Vei fi surprins că oamenii vor afacerea Forever. Acum câteva zile eram cu o parteneră de-a mea, dădeam câteva telefoane și la al treilea telefon tremura toată și îmi spunea, mi s-a făcut pielea de găină pe mine. Zic, de ce? Păi a spus da și m-am speriat că spune da. Păi zic, vrei să spună nu? Și că parcă vreau să spună nu, că prea mă speriasem că spune da. Când încep să acționez, apar și lucrurile acestea. Deci ridică-te de pe scaun, nu sta jos, începe să acționezi. Repet, nu contează unde ești acum, contează unde vrei să ajungi. Și tu poți, sigur poți. Luptă cu tine. Și mai fă un lucru. Pune mâna pe telefon în seara aceasta și spune că ai auzit la un webinar și că familia Gherghe așa ți-a spus. Pune-mi la pe telefon, sună-ți sponsorul și spune-i în felul următor. Vreau să mă ajuți. De ce te îndemn să faci lucrul acesta? Pentru că sponsorul vede cu o secundă înaintea ta, dacă nu cu ani înaintea ta. Sponsorul vede luminița de la capătul tunelului. El vede cu mult înaintea ta. De ce? E cu o secundă mai rapidă înaintea ta pentru că s-a înscris un pic mai repede. Tu ești prea implicat în situația ta. Tu ești prea prins de realitatea ta și de problemele tale, dar sponsorul e aici, deasupra. Și vulturul de deasupra vede mult mai bine prada și prada de jos nu-l vede pe vultur, da? Așa că sună-ți sponsorul și spune-i. Știu că tu vezi luminița de la capătul tunelului. Ajută-mă și pe mine să o văd. Vreau să o văd. Ajută-mă! Și nu este niciun sponsor în Forever care să nu te ajute. Și îți va arăta direcțiile. Și îi mulțumesc sponsorului meu, Sandu Ștefan, că el mi-a arătat luminița de la capătul tunelului. Mulțumesc mult, Ștefan, pentru că tu ai crezut în mine. Eu nu credeam în mine. Te întrebam dacă ți-aduce aminte, Ștefan. Zic, tu crezi că eu pot să fiu manager? Și Ștefan îmi spunea, da, Angela, poți să fii manager. Acum mă întreb, nu știu dacă el chiar credea 100% sau doar mă încuraja, dar eu chiar credeam că el crede. Și acest lucru m-a ajutat și am atins nivelul de manager. Pentru mine a contat foarte mult că era cineva care îmi dădea
șanse, îmi dădea speranțe. Dacă și tu ești în aceeași situație, sună-ți sponsorul și întreabă-l. Sponsore, te întreb în mod sincer, tu crezi că eu pot să fac afacerea Forever până la nivel de manager? Și sponsorul îți va spune da sau nu. Sau îți va spune da cu anumite condiții, dacă faci asta, 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 asta. Că dacă stai în fața televizorului, cu telecomanda în mână, n-ai cum să ajungi nivelul de manager, sub nicio formă. Și încă o idee pe care vreau să ți-o mai spun acum la final este următoarea. Foarte multă lume se sperie când intră în afacerea Forever, că afară este o junglă și oamenii o să vină către tine și o să te atace. Nu! Afară nu este o junglă. Când ai intrat în piață, nu este junglă. Și am să vă spun secretul din Forever, pe care dacă începeți să-l percepeți așa, ca pe un secret dezvăluit, o să vi se schimbe toată atitudinea. Afară sunt prietenii dumneavoastră pe care încă nu i-ați cunoscut. Afară nu este o junglă. Afară sunt prietenii dumneavoastră pe care încă nu i-ați cunoscut. Tot ce trebuie să faceți este să vă lăsați deschiși aici, să le spuneți și să-i acceptați ca prieteni în viața dumneavoastră. Dacă dumneavoastră nu bateți la ușa lor și nu le spuneți de oportunitatea Forever, ei nu vor fi prietenii dumneavoastră, dar dacă o faceți, vor deveni. Noi, ca familie, prin Forever am cunoscut cei mai prețioși oameni, cei mai buni prieteni și suntem mândri și suntem recunoscători pentru aceasta. Și erau oameni total necunoscuți, cum este Raluca, cum este familia Curcă și mulți alții. Așa că lasă-te deschis și încă o dată îți spun, afară sunt prieteni pe care tu încă nu i-ai cunoscut. Du-te către ei și gândește-te că peste o lună vei ieși la un grătar cu aceste persoane și cât de bine te vei simți. Așa că ți-e mai ușor să-i contactezi acum? Încearcă varianta aceasta. La un moment dat, sponsorul nostru ne învăța că dacă ți-e frică de cineva și de funcția unui cineva, că este director de bancă, că nu zici pe aia acum. Ba da, spunea că imaginează-ți că este în baie. N-am să spun exact ce expresia, face, ce face în baie. Dar nu duș. Da, deci nu face duș, dar este în baie. Și în momentul ăla mă întreba, îți mai este frică de el că este director de bancă? Zic, nu, nu mai este frică din postanța aceasta. Da? Așa că puteți să o practicați și dumneavoastră. Bun, și ca să încheiem, vă spunem așa. Acționați! Acționați masiv! Treceți la acțiune! Știți trei lucruri să faceți în Forever? Faceți-le în fiecare zi de trei ori pe zi. Pur și simplu acționați. Pe măsură ce acționați, exersați. În clipa în care exersați, ajustați. Pentru că veți corecta pe măsură ce acționați. Nu așteptați să știți tot. Nu o să știți tot niciodată. Acționați și acțiunea vă va arăta direcția în care trebuie să mergeți. Noi vă îmbrățișăm cu drag, vă mulțumim că ați fost cu noi în seara aceasta și vă dorim ca luna aprilie să se încheie cum vă doriți. Și dacă nu se încheie așa, nu-i bai. Mergeți pe mai și faceți din mai începutul călătoriei dumneavoastră în Forever, mai ales că se dă startul pentru un nou program de Eagle Manager. Vă salutăm pe toți și mult succes în tot ceea ce faceți. Pa, pa! Bye, bye!